Consiliul Local al Municipiului Suceava a discutat joi pentru a treia oară în ultima jumătate de an un proiect de hotărâre care vizează legalizarea a peste 4.000 de locuri de parcare improvizate de suceveni pe spațiile verzi dintre blocuri. Conducerea primăriei a făcut apel către consilierii locali să aprobe proiectul, dar reprezentanții PSD au atras atenția că nu au fost parcurși toți pașii necesari. Este bine să aprobăm, dacă se poate, aceste propuneri de parcări pe care ne prindem la Sărbătoria Fundamentală în bugetul anului 2018. Am sperat să nu fie acest proiect pe ordinea de zi, crezând că s-a înțeles faptul că acesta nu poate fi făcut decât în concordanță cu Registrul Spațiilor Verzi, după ce acesta va fi terminat. Nu suntem niciunul dintre consilierii locali PSD, nici ipocriți, nici nebuni, să nu conștientizăm faptul că în Suceava este nevoie să fie făcute cât mai multe locuri de parcare. Dar haideți să le facem într-un mod sănătos, haideți să le facem într-un mod eficient și modern, nu ala-ndala. Este un pas minim, dar un pas totodată important, în așa fel încât în bugetul pe 2018 să putem prinde aceste parcări. Repet, după ce vom inventarea toate parcările, suntem de acord ca în funcție de lucrările edilitare și în funcție de priorități să acționăm pe anumite cartiere treptat, în așa fel încât într-un termen definit bine de către toți știu de suceveni, să facem tot orașul. Președintele de ședință, consilierul local PNL Ovidiu Doroftei, i-a tăiat microfonul consilierului local PSD Ioan Gabriel Buciac în momentul în care acesta a dorit să argumenteze de ce socialdemocrații vor vota împotriva proiectului. Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog să păstrăm liniștea. Domnul consilier Buciac, vă rog să respectăm regulamentul. Nu suntem... Ați avut timp, v-a expirat timpul. Și nu dialogăm pe această temă. Domnul consilier, vă rog frumos, citiți regulamentul. Am rugat în mod expres să vă fie transmis fiecărui consilier ca să nu avem această discuție. Vă mulțumesc pentru înțelegere, domnul Arămescu, nu conferențe. Pot, vă rog. Atât mi s-a dat de parteri în Suceava. Așa, atât mi s-a dat de parteri în Suceava. Care face conferența partidului scris cu PNL? Nu așa. Oricum sunteți împotrivă, lăsați-vă așa. La vot, proiectul a fost respins cu 15 voturi pentru, 4 împotrivă și 3 abțineri. Pentru aprobarea proiectului, ar fi fost necesare 16 voturi favorabile.